O femeie din Bălești a fost găsită moartă în curtea casei de o prietenă care venise în vizită. Musafirul și-a găsit gazda căzută în curte dimineața când s-a trezit. Când și-a dat seama că nu mai prezintă semne vitale, a sunat la poliție. Femeia venise din Craiova pentru câteva zile, cât timp soțul prietenei era plecat în stațiune. La data de 8 septembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de către o femeie despre faptul că a găsit-o decedată în curtea locuinței pe persoana la care se află în vizită în comuna Bălești. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit decedată în curtea locuinței o femeie de 65 de ani din municipiul Craiova, care locuia în comuna Bălești. Trupul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Necropsia va arăta ce a cauzat moartea femeii găsite în curtea locuinței.